Când ies de dimineață din casă, o trăsură din trap mare intră pe strada mea. În trăsură, Madame Calliope Georgescu, o bună prietină. O salut respectuos. Cum mă vede, oprește trăsura înfigând cu putere vârful umbreluței în spinarea bejarului. Sărut mâna, Madame Georgescu, zic eu, apropiindu-mă. La dumneata veneam, răspunde cu coana emoționată. La mine? Da, te rog să nu mă lași. Să nu mă lași. Trebuie să-mi faci un mare serviciu amical. La nevoie se arată amiciția. Să vedem cât ne ești de prieten. Cu cea mai mare plăcere, Madame Georgescu, dacă pot. Poți! Să nu zici că nu poți. Știu că poți. Trebuie să poți. În sfârșit, ce e? De ce e vorba? Dumneata cunoști pe... Știu că-l cunoști. Pe cine? Ți-e prieten. Știu că ți-e prieten. Să nu zici că nu ți-e prieten. Cine? Popescu, profesorul de filozofie. Suntem cunoscuți, ce e drept. Dar ea așa bun prieten, nu pot să zic. Las că știu eu. Ei! Ei, trebuie numai decât să te sui în birje cu mine, să mergem la el să-i vorbești despre Ovidiu. Cititorul trebuie să știe că Madame Calliope Georgescu are 3 copii. Virgiliu, Horațiu și Ovidiu Georgescu. Virgiliu este în anul al 3-lea la facultatea de drept, Horațiu în al 2-lea și Ovidiu vrea să intre în anul 1 la aceeași facultate. Ovidiu trece acum examenul sumar de 7 clase liceale și cu toată bravura lui, pe cât se spune cu coana Calliope, după ce a biruit toate obiectele, s-a înțepenit la morală. Închipuiește-ți, zise mama emoționată, să-l persecute pe băiat, să-i zdrobească băiatului cariera. Cum este el simțitor, e în stare să se prăpădească. Știi ce mi-a zis? Mamițo, dacă pierzi un an, mă omor. E în stare, cum e el ambițios, închipuiește-ți, să-i dea nota 3. Și lui îi trebuie 6. Și la ce? Tocmai la morală. Acum dumneata îl cunoști pe Ovidiu de când era mic. Știi ce creștere i-am dat? Ei, bravo! Auzi? Tocmai de morală. Suie-te, te rog! Și zicând acestea, cu coana îmi face loc lângă dumneai în trăsură. N-ar fi fost mai bine, Madame Georgescu, zic eu, să fi mers domnul Georgescu în persoană la profesor. Știți, domnul Georgescu, om cu greutate, ca tată altfel, eu, de străin... Așa ți-ai găsit, Georgescu. Nu-l știi pe Georgescu ce indiferent e cu copiii. Dacă ar fi fost după Georgescu, nici Virgiliu, nici Horațiu n-ar fi fost în facultate. Despre partea lui Georgescu rămâneau băieții fără bacalaureat. Suie-te, te rog! Dar nu e nevoie de trăsură, Madame Georgescu. Mă duc pe jos. Vai de mine! Dacă avem trăsură, suie-te, te rog! A trebuit să mă sui și am plecat. Unde mergem? Întreb eu pe cucoana Calliope. La profesorul... Nu știu unde să șade. Știu eu, ce-ți pasă? La dreapta, birjar! Și cucoana lovește tare cu umbreluța peste brațul drept al birjarului. Mâna mai iute! Lovește la stânga, lovește la dreapta, apoi iar la dreapta, apoi la stânga. În fine, înfige iar vârful în spinarea birjarului care oprește. Uite! Zise Madame Georgescu. Căsuțele alea galbene de lângă băcănie. Intri în curte, casele din fund, la dreapta, acolo șade. Eu te aștept aici. Mă dau jos din birjă și pornesc. Ridică-n rugi călduroase la cer să dea Dumnezeu să nu fie acasă domn profesor de filozofie. Intru. Ajung la locuința lui. Bat. Cerul n-a voie să asculte rugile mele. Domnul profesor este acasă. Cum să încep? Să-l iau de departe, zic. Frate Popescule, ciudate sunt și programele și regulamentele școlare. Prea se dă o importanță egală tuturor obiectelor de studiu
și asta este dăunător mersului, adică vreau să zic progresului. Căci, în definitiv, ce vrea să facă școala din tinerele generațiuni, care vin și caută, mă înțelegi, o cultură sistematică, pentru a deveni cetățeni utili, fiecare în ramura sa de activitate socială? Profesorul se uită la mine iurit, fără să înțeleagă. Eu urmez. Bună oară! Am văzut absurdități la școalele noastre. Am văzut copii cu excelente aptitudini la studii condamnați a sta un an repetenți, fiindcă n-au avut notă suficientă la muzică sau la gimnastică. Înțelegi bine că un an de întârziere... Dar asta trebuie să convii și dumneata. E tot așa de absurd ca și când ai împiedicat pe un tânăr dispus să învețe dreptul să piardă un an, fiindcă nu e tare la morală. Ce are a face morala cu cariera de avocat pe care vrea tânărul să o îmbrățișeze? Ba nu, spune dumneata. Profesorul horbează ochii la mine și mai aiurit. Văzându-l așa îmi zic, nu merge. Nu merge cu sistema mea pe departe. Trebuie apucat bol de coarne. Uite, frate Popescule, să lăsăm chestiile de principiu. Știi de ce am venit la dumneata? Ba. Am venit să te rog să dai lui Ovidiu Georgescu, pe care l-ai examinat ieri la morală și i-ai dat nota 3, să-i dai nota 6. Să nu zici că nu poți. Știu că poți. Trebuie să poți. Atunci trebuie să le dau la toți. Să le dai la toți. Bine, dar... Să nu zici că nu poți. Știu că poți. Trebuie să poți. Să le dai la toți. Sunt toți copii de familie bună. Profesorul e și el om de familie bună. Zice. Bine, dacă sunt de familie bună, vom căuta să le dăm la toți nota 6. Îmi promiți? Pe onoarea mea de profesor. Am plecat încântat. Madame Georgescu m-a așteptat foarte nerăbdătoare. Ei? Ei, le dă la toți. Cum la toți? Firește, fiindcă toți sunt de familie bună. Cum de familie bună? Ca Ovidiu. Nu înțeleg. Le dă, zic eu, notă bună la toți băieții. Și lui Ovidiu? Mai ales. Le dă nota 6 la morală, pentru că toți sunt de familie bună. După amiaz, primez de la Madame Georgescu o scrisorică, prin care m-a anunțat că Ovidiu a obținut nota dorită și mă roagă să iau prânzul de seară la dumnealor. Să înțelege că n-am lipsit a profita de grațioasa invitațiune. A fost o masă splendidă. Să băut șampanie în sănătatea lui Ovidiu Georgescu, urându-i se o carieră strălucită. Cu Coana Caliopi, în culmea fericirii, a sărutat cu toată căldura pe iubitul ei Prâslea, cu examenul căruia s-a încheiat deocamdată palpitațiunile ei de mamă. Uf! Mi-a zis nenorocita matroană română, oferindu-mi un pahar de șampanie. Am scăpat! Am dat și bacalaureatul ăsta!